Profesorul ideal trebuie să-și creeze cursul în așa fel încât să fie și amuzant pentru studenți, dar să fie și serios. Trebuie să fie deschis cu noi, să nu aplice ideea aceea de autoritate, pentru că, la urma urmei, suntem și noi, și ei au fost la rândul lor studenți și știu cum este și trebuie să se gândească să fie spre binele nostru și totodată și spre binele lor. Deci să fie oarecum deschis cu noi și să ieșim, eventual să facem cursuri în aer liber, să bem cafea, să ronțăim. Am avut semestrul trecut un profesor care se apropia de profesorul ideal, era foarte amuzant, mereu făcea glume și știa cum să ne facă să fim atenți la cursuri, ne dădea ghicitori și trebuia să ne gândim să le rezolvăm. De asemenea, după fiecare teorie sau concept pe care ne-l prezenta, ne punea filmulețe sau ne dădea jocuri să ne facă să-l înțelegem mult mai bine și asta mi s-a părut foarte, foarte tare. Mi-ar plăcea să fie răbdător, să fie comunicativ, să ajungă la timp la cursuri. Mi-a plăcea ca profesorul să fie prietenos, să își trateze studenții cu egalitate și nu se considere subaltern, să le stimuleze dorința de învățare a materiei pe care el o predă. Profesor bun sau, mă rog, un profesor potrivit pentru mine ar fi acela care ar ști să structureze cursul în așa fel încât să nu ne plictisească, în același timp să ne facă cumva să venim la chiar și la cursuri, la orele sale, să nu ne plictisim. Profesorul ideal ar trebui să înțeleagă studenții, să îi încurajeze să învețe, dar să, în același timp să îi motiveze și să facă cursurile sau seminariile în așa fel încât să le stârnească interesul studenților. Da, la SEGA sunt astfel de profesori, deci în universitate se găsesc și se poate. Orice ca un profesor să-și predea materia fără să-l intereseze dacă studenții lui au înțeles ceea ce el a predat, să fie foarte formal și serios, să-și predea toată materia, adică mare parte din materie la final, astfel încât studenții să fie stresați că trebuie să învețe toată materia în sesiune. Mi-ar plăcea să fie morocănos la cursuri, să nu discute cu noi ceea ce tocmai ne predă. Ar trebui să meargă pe principiul de educație non-formală, în linia în care profesorii ar trebui să aibă constant să fie în discuții cu noi și nu să vorbească doar ei, ci să avem și noi un punct de vedere, la fel și ei. Să fie interactive, ca să nu fie monotonie, să îmbine teoria cu practica, pentru că degeaba facem numai parte teoretică și nu învățăm să aplicăm cunoștințele pe care le dobândim. Astfel încât la cursuri să putem învăța cum să rezolvăm problemele în situațiile pe care le întâlnim în viața de zi cu zi.